Prințesa Diana, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale casei regale britanice, ar fi împlinit astăzi 55 de ani. Născută la data de 1 iulie în familia Spencer, Diana era a descendenta regelui Carol al II-lea al Angliei. Benz W140 in the tunnel. În vara anului 1980, prințul Charles de Wales, moștenitorul tronului Regatului Unit, care o cunoștea pe Diana de câțiva ani, s-a interesat de ea ca posibilă mireasă. Cei doi au avut numeroase întâlniri în Londra, iar un an mai târziu, moștenitorul tronului britanic i-a dăruit Dianei un inel în valoare de 30.000 de lire, format din 14 diamante ce înconjurau un safir. Charles și Diana s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase la Catedrala Sfântul Paul. După nuntă, Diana a devenit una dintre cele mai fotografiate femei din lume. Primul lor fiu, prințul William, s-a născut în anul 1982, iar cel de-al doilea, prințul Harry, în 1984, fiind al doilea și al treilea în linia de succesiune la tronul britanic. Sub ochii paparaților s-a produs răcirea cuplului care în anul 1992 s-a despărțit oficial, știrea făcând în conjurul lumii. Regina de acord cu un divorț rapid al cuplului. De la căsătoria din 1981 și până la divorțul din 1996 a fost numită Alteța sa regală Prințesa de Wales, iar după divorț Diana Prințesă de Wales. Prințesa Diana a continuat să se dedice proiectelor umanitare și după divorț. În ceea ce privește viața personală, s-a îndrăgostit de un cardiolog din Pakistan, însă după 2 ani, din cauza diferențelor culturale, relația dintre cei doi a luat sfârșit. Ulterior, a avut o relație cu milionarul egiptean Dodi Al-Fayed, legătură observată îndeaproape de paparații. În anul 1997, pe 31 august, Diana a murit într-un accident de mașină alături de Dodi și de șeful securității de la Hotel Ritz din Paris, care a avut misiunea de a conduce mașina, pentru ca cei doi să fie feriți de paparații. Niciunul nu purta centură de siguranță. Deoarece erau urmăriți de paparații pe motociclete, șoferul avea o viteză estimată la 200 km pe oră, într-o zonă unde viteza era restricționată la 50 de km pe oră. Când au intrat într-un tunel, acesta a pierdut controlul mașinii, care a ricoșat într-un zid și s-a zdrobit de pilonii care susțineau partea superioară a pasajului. Paparații aflați la 100 de metri în urma accidentului au reușit să se oprească la timp. Diana a încetat din viață la spital în urma unui stop cardiac. Singurul supraviețuitor a fost bodyguardul prințesei, care nu își amintește nimic despre accident. Împrejurările morții Dianei au fost subiectul unor numeroase teorii ale conspirației. După moartea ei, numeroase locuri din lumea întreagă au devenit zone memoriale pentru Diana, unde publicul lasă flori și alte ofrande. Vara aceasta, o rochie purtată de prințesa Diana, cu prilejul unei vizite în Austria în 1986, s-a vândut la o licitație organizată de casa londoneză Kerry Taylor pentru suma de 96.000 de lire sterline. Este vorba despre una dintre rochile pe care Lady Diana le-a comandat stilistei Catherine Walker, cu o lună înainte de vizita de stat în Austria, la care a participat alături de prințul Charles.